În a doua zi de proteste la finanțe, Marcel Boloș i-a vizitat pe angajații din mai multe instituții din subordine. Ministrul Finanțelor a plecat de acolo uimit de condițiile în care lucrează angajații. La ANAF Sector 3, angajatele i-au arătat ministrului că au birouri vechi, printează documente cu o imprimantă care a fost casată și nu au hârtie. Discutăm de media salariului, sunt oameni care câștigă 6.000 de lei net. Media, deci este un sistem de salarizare la care nu s-a mai lucrat din anul 2019. Noi am avut ieri o înțelegere în care am convenit anumite lucruri și demersuri pe care le voi face în perioada următoare și am stabilit că peste o lună ne reîntâlnim pentru a reevalua situația și a spune oamenilor cu sinceritate și onestitate unde am ajuns cu demersurile și ce am reușit să fac pentru dumnealor. Între timp, liderii coaliției de guvernare au ajuns ieri la un consens privind măsurile fiscale care se vor regăsi în viitoarea ordonanță. Deși guvernul insistă că aceste măsuri vor reduce deficitul bugetar al României și că vor avea efecte pozitive în economia țării, mediul de afaceri contrazice afirmațiile executivului. Iar tot mai multe categorii de bugetare amenință cu greve de protest, supărați că ar putea rămâne fără unele sporuri. Colega mea, Larisa Bernaschi, realizator Prima News, este în direct alături de noi. Larisa, îți mulțumesc că ești alături de noi. Spune-ne, va ceda guvernul în fața amenințărilor bugetarilor? Ce va urma? Bun găsit, Livia, bun găsit tuturor. Este pus într-o situație destul de dificilă executivul în acest moment, însă am auzit aseară pe Marcel Ciolacu, premierul României, care spunea că va merge până la capăt cu această reformă în administrația publică, în ciuda protestelor care au fost ieri declanșate în mod spontan la Ministerul de Finanțe și care au continuat și astăzi în alte orașe din țară. Spunea Marcel Ciolacu că șefii vor pleca acasă și știm foarte bine că una din măsurile agreate în coaliția de guvernare, adică între PSD și PNL, este ca numărul șefilor să scadă de la 12%, cât este în acest moment, la 8%. Tocmai de aceea vedem în acest moment că sunt aceste proteste, sunt nemulțumiți oamenii și asta pentru că nu vor mai beneficia, spre exemplu, de vouchere de vacanță sau nu toți funcționarii publici vor avea aceste vouchere de vacanță. L-am auzit puțin mai devreme pe Marcel Boloș, care spunea, pe exemplu, că sunt funcționari care au salariu de 6.000 de lei. Asta înseamnă că acei funcționari nu se mai încadrează și la voucherul de vacanță, pentru că cei care vor avea un salariu de peste 5.800 cu aproximație nu vor mai beneficia de anul viitor de aceste beneficii. Pe de altă parte, vine și noua lege a salarizării, un alt hop pe care va trebui să îl treacă coaliția de guvernare în afară de măsurile fiscale și acolo, cu siguranță, vor fi nemulțumiri și asta pentru că am văzut inclusiv în Ministerul de Finanțe și am prezentat ieri la România Politică, există șefi în Ministerul de Finanțe care au salariu de în mână de peste 16.000 de lei, peste 17.000 de lei, adică peste salariul ministrului. Asta înseamnă că nu vor mai avea astfel de salarii, pentru că unul din principiile cu care coaliția este de acord și pe care va trebui să o implementeze foarte repede este ca angajații dintr-o instituție să nu mai aibă salariu mai mare decât șeful acelei instituții. Pe de altă parte, în ultimele zile, în toiul discuțiilor despre măsurile economice viitoare, liderii politici din coaliție s-au amenințat reciproc. Premierul a anunțat chiar că e dispus să-și dea demisia și implicit să ducă la căderea guvernului. Ce spune asta despre bunul mers al coaliției de guvernare? Înseamnă că sunt negocieri extrem de dure și cea mai mare problemă pe care o are în acest moment coaliția este presiunea care vine din Partidul Național Liberal. I-am văzut pe liderii importanți ai Partidului Național Liberal în ultimele zile care au amenințat cu ieșirea de la guvernare. Deocamdată lucrurile s-au calmat și asta pentru că au renunțat cei din coaliție să adopte măsurile cu care, de fapt, cei din Partidul Național Liberal nu erau de acord. Și aici o să-ți dau, spre exemplu, acea majorare la impozitul pe dividende, care înțelegem că ieri au bătut palma și rămâne de 8%, nu va crește la 10%. Pe de altă parte, a existat o negociere și pe taxarea pe lux,
Știm foarte bine că cei din Partidul Social Democrat voiau o taxă suplimentară de 1% pentru mașinile foarte scumpe și pentru imobilele mai mari de, cu o valoare mai mare de 500.000 de euro. A fost redusă această taxă la 0,3%, pare așa că a fost o negociere între PSD și PNL, însă, ce să zic, doar asta ne lipsește, să intrăm într-o criză politică pe lângă această criză economică în care ne aflăm deja.